Marțea sunt trei ceasurile, iar dacă mai este și ziua de 13, atunci este considerată de multe persoane o zi cu ghinion. Unii oameni se tem de această zi, pe când alții nu iau în seamă astfel de lucruri. Majoritatea românilor țin cont de superstiții și ascultă cu strictețe de sfaturile rămase în urmă ale bătrânilor. Unii oameni susțin că a doua zi din săptămână care pică în data de 13 aduce cu ea trei ceasuri rele, motiv pentru care îți va merge rău. Cu toate că superstițiile datează încă din cele mai vechi timpuri, se pare că severinenii nu se află printre cele mai superstițioase persoane. Credeți în superstiții? Nu cred în superstiții. Ce părere aveți despre cei care cred în superstițiile acestea? Azi este și Mars 13. Mars 13 poate pentru unii e o zi foarte bună, pentru alții mai puțin bună. Important e să crezi că îți merge bine, restul nu contează. Credeți? Nu cred. Nu credeți. Ce părere aveți despre cei care cred în superstiții? E problema lor. Fiecare om cu problema lui. Astăzi este marți 13. E zi cu ghinion. S-a trece Mânța Neagră calea, s-a trece un popă. Nu cred în asta. Legat de numărul 13, sunt mai multe explicații care ar putea arăta de ce anumite persoane vor să le evite. Una dintre ele este legată de religie. Iisus a avut 12 apostoli, el fiind a 13-a persoană aflată la masă la cina cea de taină. Credeți în superstiții? Da, cred. Cum să nu crezi în superstiții? Părerea mea. Astăzi este marți 13. Ce părere aveți despre treaba aceasta? Dar să știți că mie merge bine marța și pe 13. Am și un nepot născut pe 13. E procuror. Ce fel de superstiții aveți? Ne puteți da câteva exemple? De exemplu, dacă taie mâța calea, mă întorc înapoi, nu-mi place. Sau dacă când mă trezesc să fiu foarte atentă cum mă ridic din pat. Și mai sunt multe, dar na, acum nu prea îmi vin în minte. Mai mult, diavolul apare pentru prima dată în capitolul 13 al Apocalipsei din Biblie. Și dacă nu era suficient, Adam ar fi mâncat mărul într-o zi de marți. Nu sunt superstițioasă, nu. Ce părere aveți despre cei care cred în superstiții? Ce să zic? Cred că sunt mai puțin citiți. Chiar dacă am avut, nu am însemnat nimic pentru mine și nu ne-am stabilit o vinovăție a unei date sau... Chiar nu cred în superstiții. Marți este de asemenea ziua lui Marte, zeul războiului în mitologia greco-romană, de aceea încă din antichitate se credea că această zi este nefastă. Și în tarot, cea de-a 13-a carte este moartea, poate nu chiar din întâmplare, dacă e să ținem cont de tot ce am precizat anterior. Da! Cred, să știi, că mi-a mers foarte prost. Ați avut cazuri în care s-a întâmplat ceva? Nu, n-am avut cazuri, dar azi, ziua de astăzi, merse chiar prost. Fusei în spital și toate merseră cu fundul, cum ți-ar zice. Deci credeți? Cred, nu prea am crezut până acum, dar uite că ziua de astăzi îmi demonstră că e ceva. Se spune însă că cifra 13-le este benefică celor din zodia Pești și Scorpion, în general celor care se află în semne de apă, dar și celor din zodia Taurului, Capricornului și Vărsătorului.